mire. Și acum, eu cred că să dăm invitatul nostru de onoare, da, dacă nu vă supărați, da, da. Să ne citească și apoi fiecare, dacă din cele din lectură, poate să spună ceva, nu s-a pregătit nimeni, nu l-am însărcinat nimeni, dar emoțiile de la prima audiție, cred că fiecare se poate spune, și mai ales cei care sunt oficialiști ca domnul Vizcar. Mai greu este preconceput și nu puteam să fac. Eu vă citesc, uitați-vă, am făcut redactare azi dimineață, un poem care l-am citit la Cosmin. Da, la cei care nu au fost acolo. E prospețel, uitați-vă ce i-am făcut ultima redactare azi dimineață. Urmele lui Ștefan, pământul ăsta ce respiră românește sub picioare e sfințit de urmele lui Ștefan cel Mare. Aerul ce ne vițuiește încă pe moșia lui e încărcat de jertfa și suferința românului. E un altar al memoriei eterne Codri Cosminului, înfipt în furțele perzane de ura străinului. Pe aici Ștefan Vodă și-a fulgerat izbânzele, lăsându-ne ofrandă de cinstire urmele. Urmele lui veșnicesc în izvoare și muguri, în cântecul de merle și zborul de vulturi, în tot ce mișcă în șesuri și până la munte în creastă, auresc urmele lui de veșnicie românescă. Citițele, nemurițele din strana hramului, ele sunt manualele conștiinței neamului. În tot ce cuprinde văzul să căutăm, să le căutăm, dar mai întâi să le căutăm în noi, că le avem. Urmele lui din noi sunt candela dăinuirii, pe acest meleag înstrăinat al lacrimii și al iubirii. Uite că nu mai pot să ne o stingă vrăjmașii. Îi ocrotesc flacăra Ștefană, urmașii. Nu ne-a cotropit pământul savanțelor zevzeci, inimile ne-a cotropit Ștefanul nostru pe veci. Rămasăm eterni prizonieri ai dragostei lui pentru dânsul, al dragostei pentru dânsul. Și când ne bucurăm că mai suntem, și când ne neacă plânsul, da, și asta am avut poemă, însă și l-am citit pentru cei care n-au văzut. Eu le-am anunțat, le-am făcut un anunț celor care sunt prezenți în numele colegilor mei de la universitate, fostul meu colegi că m-am dus de acolo, rămas numai secretar literar Teatrul Național. Tot tare mulți ani lucrau și acolo, știm că și de acum îți bătrân. Le-am transmis în numele colegilor de la universitate, fostul acolo, în care contactez mereu, sunt poeți acolo, scriitori, cinci scriitori, în numele colegiului meu de la Teatrul Național din Bălț și vă am transmis și dumneavoastră și celor care n-au fost acolo. Unioniștii, colegii mei unioniști, au zis așa, măi Gheorghe, transmite-le, te rog, bucovinilor tăi și chelțenilor tăi, că noi nu revenim în sânul patriei mame decât cu dânsii, măi! Vă transmit. Noi vrem să revenim în sânul patriei mame și vom reveni cu siguranță în ciuda vrăjmașilor noștri, în ciuda celor care ne doresc pe irea, vom reveni pentru că așa vrea Dumnezeu și așa vrea, și așa, și așa mulți basarbini. Dar nu depinde de dumneavoastră. Asta mă întristează. Dacă ar depinde de dumneata, aș fi sigur că mergem împreună, ne revenim împreună la sânul patriei. Mai este, Lutica. Crește numărul simțitor, copleșitor, crește numărul unioniștilor în Basarabia. Da. Voi, ultimele alegeri mă face să cred altceva. Ultimele alegeri, nu mai deschidem, trebuie să deschidem paranteză, pentru că eu public mereu în literatura și arta și nu numai și în timpul, public mereu despre acest... Rubrici permanente la literatura. Rubrici despre acest
Dodon Visarionu și eu îl numesc Dodon Visarionu și... Dar din bărți, domnule, din bărți. Dar așa prins. El nu e în bărți, apărăt. Din bărți. Dar nu e din bărți el, că și secătura asta din bărți. Usată-i glădentiu, nu? Usată-i. A fost student. Usată-i a fost și... E din bărți, nu din oraș. Bă, bă, studentul nu te-a zis, dar ce nu le-ai chituit? E din Bălți, din Bălți, nu din orașul Bălți. Îți spun el, îți spun și zbalota, zbalota. Da. Tot e din Bălți, este un aventurier care a fost sarta lui Voronin. Era tare pe piață asta. Voronin era tare pe piață. Eu am scrisorile lui pe care le-am adresat și le-am publicat la literatura șartele, am și romanele mele. Să se ramolit de mâine, el e o pavă, e clar că... De acum nici nu mai pot să mai vorbesc, nici nu merit să mai vorbesc despre el. Dar uitați-vă ce a ajuns. A fost mai marele 8 ani în fruntea republicuții acestei așchi din țara, din România. Ce zic? Nenorocită. Ce zic? Și asta e ca republică, dragă. Eu cred că nu mă registrează cineva ca să nu-mi dea voie să mai trec după asta. Vă rog, spuneți-mi, dar o cărțire din bărți. Să nu mai pot trece să vin la surorile mele. E bine, întrebați-mă despre literatură, dacă eu politică pot să vorbesc, că sunt bine pregătit.